Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, a spus: iubiți pe vrăjmașii voștri și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Sau în Evanghelia după Luca: rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Înainte de a ne întoarce la porunca de a ne ruga pentru cei ce ne persecută și care abuzează de noi, vreau să fac o clarificare cu privire la porunca lui Iisus. Vreau să înțelegem că dragostea urăște răutatea care îi distruge pe cei pe care îi iubim. Nu putem pretinde că dorim binele cuiva, dar suntem indiferenți față de ceea ce îl distruge pe acea persoană. Porunca lui Iisus de a ne iubi dușmanii include faptul că noi trebuie să urâm răutatea care îi distruge pe cei iubiți. Într-o lume ca a noastră este necesară o dragoste ca aceasta, ca dragostea să includă ură. Vreau să vă prezint câteva gânduri cu privire la felul de ură despre care a citit Iisus în psalmii, care sunt numiți psalm de imprecație, adică psalm care exprimă ura împotriva dușmanilor lui Dumnezeu și cheamă blestemul divin asupra lor. Avem psalmii 5, 10, 28, 31, 35, 40, 58, 109, 139, 140 și așa mai departe. Psalmul 139, de exemplu, regăsim acolo scris: o, Dumnezeule, de a-i ucide pe cei răi. Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit. Îți iau numele ca să mintă ei vrășmașii tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta? Da, Doamne, îi urăsc o oră desăvârșită. Îi privesc ca pe vrășmașii mei. Domnul Iisus știa de existența acestor psalmi și nu i-a criticat. Din contră, i-a citat ca scriptură care are autoritate. Unul din cei mai duri psalmi, psalmul 69, a fost unul din psalmii preferației lui Iisus, din care a citat de cele mai multe ori, căutând călăuzire și încurajare. Acest psalm conține o rugăminte ce sună așa, în versetul 24. Varsă-ți mânia peste ei și să-i atingă urgia ta aprinsă. Haideți să privim la câteva caracteristici ale acestor psalmi. În unii din acești psalmi, autorul arată că a urmărit mult timp dragostea pentru dușmani. Da, psalmul 35: îmi întorc rău pentru bine, mi-au lăsat sufletul pustiu. Și eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat de la sân. Sau psalmul 109: pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici, dar eu alerg la rugăciune. Ei îmi întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea. Uneori, ura se poate referi la o repulsie morală, nu la o răzbunare personală. În psalmii aceștia nu găsești dictonul: urăște păcatul, dar iubește-l pe păcătos. Din perspectiva Bibliei, păcatul și păcătosul sunt una. Nu îi poți desprinde. Există un fel de ură față de păcătos, dar văzut aici ca fiind unul care îl jignește pe Dumnezeu, dar o ură ce poate exista împreună cu mila și dorința pentru mântuirea acelei persoane. Ura este o repulsie morală, nu o dorință de distrugere. Poți detesta o mâncare din cauza gustului, dar îi poți recunoaște beneficiul. Da? Este posibil să urăști o persoană din cauza caracterului detestabil și totuși să vrei să-ți dai viața pentru mântuirea lui. Ura pe care Iisus o interzice este dorința de a vedea o persoană distrusă pentru totdeauna. Dragostea dorește cu adevărat binele dușmanului. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Este scris în Evanghelia după Luca. A binecuvânta înseamnă a dori bunăstarea dușmanului și a cere asta de la Dumnezeu peste el. Dușmanul tău are nevoie ca lumina feței lui Dumnezeu să strălucească și peste el și să-i moaie inima. Deci dragostea nu înseamnă doar un anume comportament. Înseamnă să-i fac bine, dar înseamnă și să-i doresc binele. Rugăciunea trebuie făcută din inimă. A face fapte bune nu este îndeajuns. Inima trebuie să țintească înspre cel mai bun lucru pe care îl putem spera pentru dușmanul nostru. Dar care este binele pe care să-l cerem pentru dușmanul nostru? Exact ceea ce cer pentru tine. Chiar după aceste porunci ale lui Iisus urmează rugăciunea domnească. Dar nu avem niciun motiv să ne gândim că rugăciunea iubitoare pentru dușmanul nostru ar trebui să ceară lucruri mai puțin importante decât ceea ce cerem noi pentru noi. Atunci îi cerem lui Dumnezeu ca mai presus de toate dușmanul nostru să sfințească numele lui Dumnezeu, să-l prețuiască mai presus de orice și să arate reverență față de el.
Ne rugăm pentru dușmanul nostru ca acesta să vină sub autoritatea mântuitoare a Domnului, a domniei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să-și arate puterea în a-l transforma în supusul său. De asemenea, cerem ca dușmanul nostru să-i facă pe plac lui Dumnezeu, așa cum îngerii o fac în ceruri, iar noi, biserica, pe pământ. De asemenea, cerem ca Dumnezeu să-i dea dușmanului nostru toate resursele fizice de mâncare, îmbrăcăminte, adăpost, educație și așa mai departe, dar necesare pentru a trăi și a face voia lui Dumnezeu. Ne rugăm ca păcatele lui să fie iertate și în final Dumnezeu să-l păzească de ispite și puterile destructive ale diavolului. Pe de altă parte, poate veni și vremea în care răutatea să fie atât de puternică și sfidătoare față de Dumnezeu, încât vremea răscumpărării să fie trecut și să rămână doar răutatea iremediabilă și judecata. Înțelegând toate acestea și privind la faptul că Iisus confirmă inspirația divină a acestor psalmi, trag concluzia că el l-a văzut pe psalmist vorbind sub călăuzirea Duhului Sfânt și a prefigurat judecata lui Dumnezeu care are dreptul de a chema la evaluare pe orice dușmanul său. Nu este vorba aici de o răzbunare personală. Este vorba de o declarație profetică a ceea ce se va întâmpla în ziua din urmă, când Dumnezeu îi va arunca pe toți dușmanii care nu s-au pocăit în iad. Am face bine să-i lăsăm lui Dumnezeu asemenea sentințe finale și să realizăm inabilitatea noastră coruptă de a urâ așa cum este corect. Pentru a înțelege mai bine adevărul că într-o lume ca a noastră, dragostea trebuie să includă ură, observați ce spune Iisus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5. Dar ne vorbește despre ziua de pe urmă, la învierea morților, când toți oamenii vor învia. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Asta înseamnă că există răutate în lume. Există o răutate în lume care duce la pierzarea finală a oamenilor pe care îi iubim. Ce simte dragostea față de această răutate? Dragostea adevărată urăște această răutate, dar urâm răutatea care face o persoană să se opună lui Dumnezeu și să atragă judecata lui. A minimaliza sau a nega existența răului ne face părtași la distrugerea acelui om rău. Nu asta este dragostea pe care ne-a poruncit-o Iisus. De aceea Domnul Iisus ne spune, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Iisus dă numeroase exemple despre feluritele atitudini prin care dovedim iubirea față de dușmanii noștri. Cum dovedești iubirea față de dușmanii tăi? E bine, prin rugăciune. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Dar rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Aici vedem ce înțelege Domnul Iisus că este dragostea. Așa se roagă dragostea. Dragostea despărțită de Dumnezeu este supă lungă, da, cafea slabă. Să nu crezi vreodată că poți iubi pe cineva cu adevărat fără să-i dorești și să te rogi ca Dumnezeu să fie proslăvit în inima dușmanului tău. Da, s-ar putea ca rugăciunea și dragostea noastră să nu-l aducă pe dușman la credința în Iisus. Dar dragostea este scopul, sacrificiul nostru, nu încununarea acestuia. Chiar dacă se va întâmpla sau nu, dar aceasta înseamnă a suferi de dragul Evangheliei. Cel mai convingător exemplu este să-ți aduc aminte că cineva a făcut asta pentru tine. Hristos a rugat pentru dușmanii lui pe cruce. După ce ni se zice, l-au răstignit acolo. Spun în Evanghelia după Luca, Iisus a rugat, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Această rugăciune aduce la oaltă și dorința inimii și iertarea și îndurarea. Domnul Iisus ne-a amintit, neobosit să fim oameni iertători. Poate ne întrebăm, dar de ce au nevoie de iertare dacă nu știu ce fac? Ierți pe cineva care știe ce face și face un păcat, da? Dar dacă nu știa? Problema lor nu era în primul rând ce au făcut, ci ei au făcut ce au făcut pentru că nu știau cui făceau, deși ei trebuiau să știe. Au avut suficiente dovezi în mijlocul lor ca să-și dea seama, dar și-au împietrit inima. Pentru această neștiință erau ei într-adevăr vinovați. Așadar, Domnul Iisus ne învață să ne rugăm pentru dușmanii noștri care fac ce fac pentru că nu știu cine-i Dumnezeu, care-i voia Lui, deși nu au nicio scuză și ar fi trebuit să o cunoască. Iisus ne spune să ne rugăm ca Tatăl să le deschidă ochii, să se pocăiască și să fie iertați. Rugăciunea Domnului Iisus spune răului pe nume, îi declară vinovați, dar în același timp dorește iertarea lor. Noi nu suntem chemați să iubim pe toată lumea, ca și cum răul nu ar exista și este doar o iluzie. Noi suntem chemați să spunem răului rău
Și aceasta va fi, de fapt, cea mai mare dovadă a dragostei. Urând răul care distruge persoana și dorind din toată inima mântuirea ei. De ce? Pentru că și noi am fost iubiți și iertați pe când eram încă dușmanii lui Dumnezeu. Acesta este adevărul pur și simplu.